a căzut cortina peste sezonul de Liga a treia. Mușcelul Câmpulung Elite a avut un final de campionat foarte bun, în care a legat 6 victorii consecutiv, rezultate care au ajutat formația din Câmpulung să scape de emoțiile retrogradării. Mușcelenii au terminat pe locul 3 al grupei de play-out cu un total de 25 de puncte, la egalitate cu FC Pucioasa, dar cu golaveraj mai bun. În ultimul joc, formația pregătită de Vasile Slăninoiu a câștigat în deplasare scor 3-2 jocul cu CS Dinamo. Grupa de play-out a fost câștigată de cealaltă formație din Argeș, Unirea Bascov, care a terminat sezonul cu o victorie pe teren propriu 2-0 în fața dâmbovițenilor din Pucioasa și, profitând de înfrângerea dinamoviștilor, a urcat pe prima poziție a clasamentului. Singura echipă din Argeș care a participat în play-off, Real Bradu, a încheiat sezonul în genunchi, fiind zguduită de scandalul legat de pariuri, la care 10 dintre componenții lotului sunt cercetați de către Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Urmarea acestei situații, într-un comunicat de presă postat pe contul de socializare al clubului, primarul din Bradu, Dan Stroie, și Ionuț Naie, directorul CSR al Bradu, au anunțat că echipa nu va mai lua startul pentru sezonul următor, secția de fotbal a clubului urmând să-și desfășoare activitatea doar în Liga a 5-a. Am organizat această conferință de presă împreună cu directorul clubului sportiv Real Bradu datorită unor articole apărute în presa națională și anume în ProSport și am aflat cu stupoare că anumiți jucători din echipa Real Bradu, din cadrul clubului nostru, sunt anchetați, cercetați de Comisia de Integritate a FRF datorită faptului că au fost găsiți cu conturi pentru a paria pe anumite meciuri atât internaționale, dar și din țară. Din câte am înțeles, n-au pariat pe meciurile echipei noastre, dar nu, asta nu este o bucurie pentru noi. Fapt pentru care am luat hotărârea să retragem echipa din Liga 3, pentru că nu acceptăm astfel de practici. Eu, în funcția de primar, dar și Ionuț, directorul clubului, ne delimităm de astfel de practici. Ei știau de la început, de la bun început, de la semnarea contractului, pentru că au și în contract clauză că nu trebuie să aibă aceste conturi, indiferent că pariau pe meciul echipei noastre, pe echipa noastră sau pe alte, nu trebuia să aibă. Fapt pentru care am hotărât să retragem, așa cum v-am zis, echipa din Liga 3. Practic, din discuțiile pe care le-am avut cu Ionuț, cu directorul clubului, o să punem accent pe pregătirea copiilor, pe celelalte secții pe care le avem, și anume gimnastică, judo, basket, karate, volei și băieții care au secția de columbofilie. Și vedem, practic o să o luăm de la început, asta este. De când retrageți echipa? Păi deja am făcut adresa, nu știu, dar ai transmis-o? Da. Din sezonul care urmează nu o să mai evoluăm în Liga 3, nu ne mai înscriem. Deci din sezonul următor? Da.